În textul citit vedem conflictul dintre Duhul Sfânt și Firea Pământească. Lupta dintre Duhul Sfânt și Firea Pământească este lupta noastră interioară. Vreau să vorbesc despre luptele Duhului Sfânt. Șapte lupte Duhului Sfânt. M-am orientat la șapte luptele Duhului pe care se observă în Scriptura. Cine este Duhul Sfânt? cea a treia persoană din Sfânta Treime, cu o egală, cu o eternă, cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul. Duhul Sfânt este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Am organizat în regimul comunist în satul Buciu, o evangelizare în aer liber, la nocturnă. Zeci de săteni au venit în curtea cuiva, Am dus să chemăm oamenii. Cântat, am predicat Evanghelia. Și am pus o întrebare oamenilor din sat. Am zis că înainte comunicăm cu ei, înainte să predicăm. Eu vreau să vă pun o întrebare. Cine este cea mai puternică persoană în satul acesta? N-am zis din satul acesta, am zis în satul acesta. Păi unul spunea Ghiță, altul spunea Vasile, atunci ne-am dat seama care sunt oamenii bine văzuți. Fiți atenți întrebarea, cine este cea mai puternică persoană în satul acesta? Dragii mei, la Rusalii a venit pe pământ cea mai puternică persoană, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt e cea mai puternică persoană de pe pământ. Și Duhul sunt cea mai puternică persoană în oricare parte a Pământului. Am plecat de la acest adevăr că Duhul Sfânt e cea mai puternică persoană de pe pământ. Benny Hinn spunea că e cea mai frumoasă persoană de pe pământ. Duhul Sfânt e persoană, are rațiune, are emoții, are voință. E persoană. Nu e doar o putere. Este o persoană care are putere. Și este o persoană luptătoare. Duhul Sfânt este o persoană luptătoare. Să vedem pentru ce luptă Duhul Sfânt. Prima luptă a Duhului Sfânt lupta pentru voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt luptă pe pământ să se facă voia lui Dumnezeu. Știți care e rugăciunea Cerea din Tatăl nostru? Facă-se voia ta precum în cer și... Asta vrea Duhul Sfânt, voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ. Voia lui Dumnezeu să se facă în viața noastră. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. În templul Duhului Sfânt trebuie să se facă voia lui Dumnezeu. Dragii mei, Asta e lupta Duhului Sfânt pentru noi. Trăim noi în voia Lui Dumnezeu? Facem noi voia Lui Dumnezeu. Pentru asta luptă Duhul. În toate lucrurile să facem voia Lui Dumnezeu. În toate situațiile să facem voia Lui Dumnezeu. Urma în 8, cu 26-27, versul 27 spune pentru că prin El, adică Duhul Sfânt, Duhul Sfânt mijlocește pentru Sfinți după voia Lui Dumnezeu, spune în Romani. Adică după voia lui Dumnezeu, pentru voia lui Dumnezeu. Asta vrea Duhul Sfânt, Doamne, acest om care e credincios să trăiască după voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, după voia lui Dumnezeu. În 2 Petru 1 cu 21 spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu este prin Duhul Sfânt, este prin voia lui Dumnezeu. Nu voia omului. Teologia liberală spune că anumite părți din Scriptură nu sunt inspirate. Minciună. Toată Scriptura este însuflată de Duhul Sfânt. Amin. Nu sunt anumite părți. <coughs> Și vor să scoată. Chiar la unul a venit ideea să rescrie Biblia folosind inteligența artificială. Să rescrie Biblia. Dar după corectitudinea politică să rescrie. A doua luptă a Duhului este lupta pentru Isus Hristos. Duhul Sfânt nu se ridică pe sine în slăvi. Să știți, Duhul Sfânt nu se laudă pe sine. Duhul Sfânt proslăvește pe Domnul Isus. Așa ne dăm seama dacă e o lucrare inspirată de Duhul sau nu. Că așa zisele lucrări în care este scos în evidență în mod deosebit un om și nu este Isus Hristos, înseamnă că nu i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, spune Scriptura, proslăvește pe Isus. Duhul Sfânt glorifică pe Isus. Duhul Sfânt atrage atenția spre Isus. E lucrarea aceasta a Duhului, lupta aceasta pentru Isus Hristos. Apocalipsa 22 cu 17 spune și Duhul și Mireasa zic vino. Adică să vină Isus a doua oară. Duhul Sfânt împreună cu Mireasa. Duhul Sfânt influențează biserica să fie acest foc după a doua venire a Domnului. Duhul Sfânt vrea venirea Domnului. Iar în Ioan 16 cu 14 spune, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și o va descoperi. El mă va proslăvi, spune Iisus despre Duhul Sfânt. Este lupta Duhului Sfânt pentru Isus Hristos, pentru Domnul Isus Hristos, pentru proslăvirea lui Isus Hristos. De aceea unde este biruința luptei Duhului Sfânt este Hristos înălțat. Este Hristos proslăvit. În ultimul 3, 3 cu 16 spune, cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul. Deci Isus Hristos a fost dovedit neprihănit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dovedește că Isus a fost fără păcat, că Isus Hristos este Dumnezeu. Iar 1 Corinteni 12 cu 3 spune, și nimeni nu poate zice Isus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Dragii mei, Lupta Duhului Sfânt este pentru Isus, pentru glorificarea lui Isus. Știți că este lupta și în viața noastră să fie glorificat Isus în viața noastră. Amin. Asta vrea Domnul, asta vrea Duhul Sfânt, e lupta Duhului Sfânt, să fie glorificat Isus Hristos în viața mea. Așa gândea Pavel, că Isus Hristos să fie glorificat în viața lui, fie prin moartea lui, fie prin viața lui. Și pun această întrebare de cercetare pentru noi este glorificat Isus Hristos în viața mea? Este înălțat Isus Hristos în viața mea? Știți că e lupta Duhului Sfânt să fie înălțat, să fie glorificat Isus Hristos. A treia luptă a Duhului Sfânt este lupta pentru om. Duhul Sfânt luptă pentru om. De ce? Omul a fost făcut prin Duhul Sfânt, zice Iov, nu? Duhul Sfânt m-a făcut. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt împreună au făcut omul. Să facem om după chipul nostru. E la plural. După chipul nostru, după asemănarea noastră. Duhul Sfânt iubește omul. Dar spune Domnul în Geneza 6 cu 3, Duhul meu nu va rămâne apurerea în om. Sau nu se va lupta. Adică e o limită a luptei Duhului Sfânt pentru un om. Vai de noi când Duhul Sfânt nu se mai luptă pentru noi. Voltaire a fost un ateu, un batjocoritor și a bătut un joc de Dumnezeu. A zis, va dispare Biblia din Franța. Locul unde a zis că va dispare Biblia din Franța a fost făcut mai târziu un depozit de Biblie. Dar Voltaire, înainte de moarte, a vrut să se împace cu Dumnezeu. A vrut. Nu s-a putut. Cei din preajma lui au interzis să vină un preot, că ai fost ateu, ți-ai bătut joc, Domnul, acum nu-ți dăm noi voie. Este o limită când Duhul Sfânt luptă pentru om. Așa spune în Geneza. Duhul Sfânt nu s-a lupta, nu, va rămâne în om. E bine să folosim timpul cât timp Duhul Sfânt luptă pentru om ca să ne întoarcem la Dumnezeu. Voltaire a murit neîmpăcat cu Domnul. A murit blestemând Voltaire. Simțea că există Dumnezeu. Simțea că se va întâlni cu Dumnezeu. Nu am mai avut posibilitate. Mulți zic, eu nu vreau să mă pocăiesc, mă pocăiesc la pensie. Ha, dar știi că vei ajunge la pensie? Cunoști tu? Nu este nimeni sigur de asta. De aceea zice Domnul, astăzi este ziua pocăinței. Duh Sfânt luptă pentru om, dar nu luptă nelimitat pentru om. Este o vreme până la care Domnul decide să lupte. După aceea te lasă de capul tău. Doamne, mai luptă pentru noi. În Ioan 16 spune că va dovedi lumea vinovată în ce păcatul. Noi nu putem pocăi pe nimeni, dar Duhul Sfânt convinge pe om de păcatele lui. Duhul Sfânt... lupta aceasta pentru om înseamnă să convingă pe om de păcat. Și omul convins de păcat să se pochească, dar să-i omul omului să se pochească. Este un verset interesant în 1 Ioan 5 cu 8. Trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Duhul, apa și sângele mărturisesc pe pământ. Ce mărturisesc? Apa și sângele. E vorba de răstignirea Domnului Iisus când la un moment dat a curs apă. După ce s-a scurs tot sângele. E o mărturie puternică. Dar ce mărturisește Duhul Sfânt? Duhul Sfânt mărturisește că Iisus Hristos este Domnul. Duhul Sfânt mărturisește că Isus a murit pentru păcatele noastre. Că a înviat a treia zi din morți. S-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și o venia a să-L mă. vișe duhul Sfânt mărturisește. E Duhul mărturisirii. De aceea, în fapte unul cop, ni se spune să va cobră Duhul Sfânt peste voi și înveți fi mari. Adică această coborâre a Duhului Sfânt peste tine te face să fii un martor al lui Isus Hristos. Eram în sudul Republicii Moldova cu un grup de studenți și am cântat Evanghelia într-un loc unde erau evenimente în aer liber, din satul acela. S-au strâns oamenii și a venit și primarul cu cămașa desfăcută, a urlat la noi, vă dau pe mâna poliției. Dacă nu plecați de aici, vă dau pe mâna poliției. I-am zis la oamenii din grup, cine e fricos să meargă. Știu că două sunt luptă pentru om, luptă pentru oameni din satul ăsta, să-i câștige pentru el. Nu a plecat nimeni. Nici poliția n-a venit. Și ce s-a întâmplat? Au venit zeci de oameni din sat. Zeci, zeci, dus în luptă pentru om într-un mod creativ. Am fost amenințați, am rămas locului, au venit zeci de oameni. Nu le-am ținut o predică, ne-am împărțit pe grupuri mici, cei din grup, și am vorbit cu oamenii aceia despre Isus. Au fost oameni care au fost atenți de Domnul. După această misiune s-a înființat o biserică în satul acela. De ce? Duhul Sfânt luptă pentru om. Lupta să convingă omul de păcat. Noi nu putem. Noi trebuie doar să vestim Evanghelia. Eu nu pot convinge pe nimeni. Duhul Sfânt convinge, să știți. E lupta Duhului Sfânt. Noi suntem unelte. Netrebnice. Robi netrebnici. Care trebuie doar să vestim Evanghelia. Dar Duhul Sfânt convinge. Duhul Sfânt transformă. Duhul Sfânt naște din nou. E lupta pentru om. Duhul Sfânt iubește omul. A patra lupta a Duhului Sfânt este lupta pentru Biserică spune eu Ioan 14 cu 16, și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângâietor care să mână cu voi în veac. Un alt mângâietor, paraclet, apărător, ajutor. Duhul Sfânt este apărătorul bisericii. Nimeni nu ne apără decât Duhul Sfânt. Nimeni nu ne apără decât Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne poate apăra cum noi nu ne putem apăra. Dragii mei, să mulțumim Domnului că avem un paraclet, că avem un apărător, că avem un ajutor zeci de țări persecută creștinii. Unele țări creștini sunt uciși pentru credința lor. Pentru o simplă Biblie pe care o ai, pot să fii ucis, condamnă la moarte. De ce au rămas creștini în aceste țări? Știți de ce? Pentru că au simțit că Duhul Sfânt este cu ei. Să simți că Duhul Sfânt este cu tine și într-un mediu ostil. Să simți că Duhul Sfânt este cu tine și luptă pentru biserică. Duhul Sfânt luptă pentru biserică. Și Duhul Sfânt, așa au fost și tema cântărilor, Roman 5 cu 5 spune, dragostea lui Dumnezeu a fost tunat în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Duhul Sfânt răsătoare în biserică dragoste. Dragoste. Acesta este climatul cel mai important în biserică, dragostea. Luptă pentru biserică să fie dragoste în biserică. Și Domnul să ne ajute la asta. Dar nu doar dragoste, și speranță. Că sunt unii dezamăgiți, unii deznădăjduiți. Roman 15 cu 13 spune Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tare în nădejde. Cum putem fi tare în nădejde? Prin puterea Duhului Sfânt. Sunt unii fără nădejde. Și în biserică. Le-a murit cineva. Au pierdut un serviciu. sau au îmbolnăvit și se reduce nădejdea la zero. Dragii mei, Duhul Sfânt luptă pentru biserică să dea nădejde celor fără nădejde. E lucrarea Duhului. Să fiți tare în nădejde. Nu vrea Duhul Sfânt să fii deprimat. Nu vrea Duhul Sfânt să fii deznădejduit. Să fiți tare în nădejde prin Duhul Sfânt. Domnul să ne întărească. E lupta Duhului Sfânt pentru biserică. Să fim tare în nădejde, nu slabi în nădejde. Sora noastră care a murit. Sora și cum îi spuneam noi, știți că o zi pe săptămână postea pentru Betel la 90 de ani? La 90 de ani să stai o zi în post pentru Betel? Lupta! Știa că Duhul să luptă pentru biserică. Dar Duhul să ne folosește și pe noi să luptăm pentru biserică prin rugăciune și post. Dragii mei, cine va lua locul sorei să stea o zi pe săptămână să postească pentru Betel? Cine va lua locul? Doamne, dă să fie mai mulți! Atât de important este să stai pentru biserica ta o zi pe săptămână, să stai în poști și rugăciune, faci lucrarea Duhului care luptă pentru biserica. Lupta pentru biserică. E lupta Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duh, spune în Apocalipsa 2 cu 29, Duh Sfânt vorbește bisericilor. E lupta ca să ascultăm vocea Duhului. Duhul Sfânt vorbește bisericii așa cum vrea el să vorbească biserice. Dar noi trebuie să auzim vocea aceasta a Duhului. În 2 Timotei 1 cu Pașmi se spune Lucrul acela bun care s-a încredințat păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Duhul Sfânt luptă în biserică ca să păzim lucrurile bune. Ce păzește prin Duhul Sfânt, lucrul acela bun. Păzește-l prin Duhul Sfânt. Asta înseamnă că dacă nu păzim prin Duhul Sfânt, anumite lucruri le putem pierde. Satana le poate fura. S-a înființat o așa zisă biserică în Oradea. Satana le-a furat credința în Biblie. Au început să afirme că nu mai există iad, doar proștii mai cred în iad. Este un război pe net. Apoi a început să învețe ceea ce nu era după Scriptură, era fără adevărul Scripturii, că toți vor fi mântuiți, inclusiv diavolul. Și apoi au zis, păi dacă toți vor fi mântuiți, să închidem biserica. Au închis biserica. Și păstorul a devenit ateu. N-au păzit prin Duhul Sfânt adevărul Scripturii. Posibil să fi furat deja satană de la tine un adevăr al Scripturii. Domnul să ne ajute să păzim prin Duhul Sfânt adevărurile Scripturii. Să păzim prin Duhul Sfânt ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Lupta pentru Biserica a Duhului continuă. Dar suntem avertizați să nu te 5 cu 19. Nu stingeți Duhul! Putem să stingem Duhul prin păcatul nostru. Când păcătim, stingem Duhul în viața noastră. Când ne mărturisim păcatul și abandonăm păcatul, se reaprinde Duhul în noi. Duhul este în viața ta. Să-ți dea Dumnezeu Duh de păcăințe. De iertarea păcatului. Să știți. Poate vă spune că doar păcate mari sting Duhul. Nu e adevărat. Nu doar păcate mari sting Duhul. Orice păcat stinge Duhul. Ascultați-mă, orice păcat stinge Duhul. Unii păcate mari, dacă fac o crimă, voi stinge. Nu, nu și păcatele care nu sunt mari în ochii tăi. Orice păcat țin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de aceea trebuie să ne mărturisim de orice păcat și să abandonăm orice păcat. Domnul să ne ajute la asta. Ah. Să ne aprindem Duhul Sfânt, că e lupta pentru biserică, să fie o biserică pură. Filipen 3 cu 3 spune, slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Deci orice slujire a noastră o să o facem prin Duhul lui Dumnezeu. Nu prin forțele proprii. Da, Dumnezeu folosește forțele noastre. Dar Duhul Sfânt să fie în prim plan când slujim. Lupta pentru biserică va fi până la răpirea bisericii. Duhul Sfânt este apărătorul bisericii, paracletul. Mulțumim, Doamne, pentru că nu ne-ai lăsat orfani. Mulțumim că ne-ai dat Duhul Sfânt pentru biserică. Amin. Și vrem să nu stingem Duhul, ci vrem acest Duh să clăcotească ca un foc al Sfințeniei lui Dumnezeu. A cincea luptă este lupta pentru națiuni. Duhul Sfânt luptă pentru națiuni. Roman 15 cu 16. Eu împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei Dumnezeu, pentru că neamle să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Adică neamurile la care predica Pavel să fie o jertfă primită și sfințită prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt luptă pentru națiuni. Mă bucur că avem în cultul nostru APM, o agenția Pentecostală de misiune externă, în zeci de misionari trimiși în diverse țări ale lumii. Mă bucur că anul acesta tineri din Betel au fost în misiuni scurte în Namibia, în Malawi, în Albania. Domnul să-i binecuvânteze. Duhul să dus în luptă pentru națiuni. Fie că merge în termen scurt, fie că merge în termen lung. Că nu era apm o Agenția pentru Ecosia Misiune Externă, George Găvruș a fost misionar în Afganistan. A locuit în orașul unde a fost o Laden, în Kandahar. Mai târziu a ajuns directorul unui spital din Kabul. Dumnezeu l-a folosit cu putere acolo. Dar la început, când nu avea nicio subvenție, nicio, știți că au fost tineri care l-au ajutat, inclusiv tineri din BT, l-au ajutat financiar. Și forma asta e o luptă pentru națiuni, să ajuți misionarii financiar, să ajuți cu rugăciune, să ajut cu post, să te duci acolo. Sunt țări închise pentru Evanghelie, dar ne rugăm pentru țările acelea. Dumnezeu se deschide uși. România este o țară binecuvântată, să știți. România este o țară unde avem libertate extraordinară. Cum n-am avut în istoria acestui popor, n-am avut așa ceva. Unii plâng după perioada interbelică. Ce frumos a fost ce cultură superbă. Dragii mei, perioada interbelică a fost o perioadă în care au fost persecutați pocăiții. Au fost târâți, bătuți. Chiar am avut martiri care a murit bătut de jandar. Pentru mine criteriul de a evalua o țară este criteriul libertății pentru Evanghelie. Uitați Ucraina. Pocăiții au libertate. Uitați-vă, Rusia, sunt restricții pentru păcăliți. Deci, primul nostru criteriu de a evalua țară este câtă libertate este Evangheliei dată, nu anumite probleme secundare. Pentru că cel mai important, unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Lupta pentru națiuni continuă. Și să știți că dacă ne luăm după semnul acesta al revenirii lui Isus, Evanghelia va fi vestită la toate națiunile. Evanghelia va fi vestită și în națiunile care sunt acum închise. Noi trebuie să ne rugăm. Doamne, deschide uși Evangheliei pentru toate țările. Amin. Doamne, deschide uși Evangheliei pentru toate popoarele. Amin. De exemplu, sunt țări în care dacă treci la creștinism, ești condamnat la moarte. În Iran, oricine trece de la Islam la creștinism, este condamnat la moarte. Închisorile se pline de, de creștini. Unii așteaptă, unii n-au făcut botezul, s-ar putea să scape, să nu fie condamnați la moarte, dar alții deja au fost condamnați la moarte. Indiferent cât o poziție va fi, Duhul Sfânt luptă pentru națiuni. Să știți. Iar noi trebuie să fim parte în această luptă. Cu rugăciunea noastră, cu postul nostru, cu banul nostru, cu prezența noastră. Cu încurajarea noastră. Amin. Unele o schisoare de încurajare pentru misionar contează în de mult, să știți. Două creștine au fost închise într-o închisoare, închisoarea Evian din Teheran, din, din Iran. S-au întors la Dumnezeu, au împărțit mii de noi testamente în Teheran, s-a pus problema în Parlamentul Iranului Că există un grup numeros de creștini, dar erau de fapt două femei, numai care împărțeau, în cutiile poștale. Și deja s-a vorbit că vor fi condamnate la moarte. Dar organizații internaționale, creștini în toată lumea, au scris scrisori de încurajare pentru ele în închisoare. Gardienii, judecători au citit aceste scrisori. Solidaritatea contează și încurajarea contează. Numai presiunii internaționale au fost eliberate să nu crezi că încurajarea ta nu contează. Unii au bani potriviți, nu au nevoie de bani pentru misiune, că e suficient cât au. Au nevoie de încurajare. Nu doar de rugăciune, ci și încurajare. Domnul să-ți dea înțelepciune cum să încurajezi. Așa se luptă este lupta cu firea pământească. De fapt, în textul acesta din Galateni spune că Duhul luptă împotriva firii pământești. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. <gântu -i> Vedem 17 elemente ale firii pământești și putem spune 18 și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Nu mă opresc la toate 17. Mă opresc doar la câteva la care nu i-am fi gândit că Duhul Sfânt luptă împotriva acestor lucruri. Că Duhul luptă împotriva firii pământești. Găsim și în Romani 8 problema asta a luptei între firea pământească și Duh. Deci în două, două, cărți, Galaten și Romani. M-aș la îmbuibări. Spune Scriptura, în versetul 21, îmbuibările. Păi ce spune, da, ce are Duhul Sfânt cu îmbuibarea? Dragii mei, îmbuibarea este o faptă a firii pământești. Și Duhul Sfânt luptă împotriva firii pământești. Regele Faruc, în secolul 20 a murit de îmbuibare. Regele Egiptului. Nu-i singurul. Pentru noi nu e așa mare păcate îmboibarea, dar vedeți, Scriptura n-am scris-o eu. Duh sfânt luptă împotriva firii pământești. Deci luptă împotriva îmboibării. E un alt element, mai puțin dezbătut, că sunt care sunt cunoscute și prea cunoscute. Pismele, tot versetul 21. Pisma sau invidia. Invidia este o faptă a firii pământești. Duh sfânt luptă împotriva invidiei. Invidie este un păcat care nu se vede. Se infiltrează în biserică, în familie, în societate. Sunt crime făcute în numele invidiei. Sunt crime verbale. Le ucis cu vorba în numele invidiei. În numele invidiei inventezi minciuni despre un om. În numele invidiei denigrezi pe un om. Știți că Duhul luptă contra invidiei? Face fa lista de 17. Faptele fie... Sunt mai multe, ci alte lucruri asemănătoare cu acestea. Dar așa, 17 plus unu. Dragii mei, dus în luptă contra invidiei. Și dacă ești plin de invidie și te lupți cu invidia, cele Duhul Sfânt peste tine, ca Duhul Sfânt să lupte cu invidia din inima ta. Poate vei spune, dar eu spocăit, n-am invidie. Cercetează-te, poate ai, invidia ascunsă. De ce altul e mai bun ca mine? De ce altul cântă mai bine ca mine? De ce altul are mai multe decât mine? Și atunci, la un moment dat, începi să denigrezi persoana aia. Dar, dacă te uiți bine, denigrezi din invidie. Domnul să ne pună mâna la gură. Să ne oprim din a vorbi de rău, din invidie, pe alții. Un alt, o altă faptă a Firii Pământești la care luptă Duhul spune certurile, răjitoria. Poate vei spune... Eu nu am vrăjitorie, dar poate cochetezi. Sunt unii care zic, da, eu sunt copilul Domnului, dar sunt curios să văd ce zice horoscopul. Zice, e, e deja vrăjitorie. N-are nimic de a face nici cu știința, nici cu credința horoscopul. Un om s-a uit uitat la horoscop și zicea, că horoscopul e în funcție de perioada în care te-ai născut în zodie, spunea horoscopul, astăzi se recomandă să nu din casă. S-a uitat la alt horoscop, Asta trebuie să ieși din casă. Încă o dată a văzut că nu are nimic de a face nici cu adevărul. Vrăjitoria poate să pătrundă sub multe forme. Duhul Sfânt luptă contra vrăjitoriei. Duhul Sfânt luptă contra certurilor. Sunt unii care se din orice. Certurile trebuie potolite. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Lupta cu firea pământească nu este o luptă ușoară. În Romani 8, Roman 8 este capitolul care alături de Galateni prezintă foarte mult această luptă. Versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnele în firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnele Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Vedeți? Vrăjmășie. Duhul Sfânt luptă contra firii pământești. Dragii mei, până murim vom avea fire pământească. Până murim, Duhul Sfânt luptă contra firii pământești. Pe unii firea pământească îi doboară. Își pierd credința și părăsesc biserica. știți? Părăsesc biserica. Avem mulți prizonieri de război care au fost doborâți nu de ateism, nici măcar de doctrină greșită, au fost dobărâți de firea pământească. Duhul Sfânt luptă. Și vrem ca în acest război al Duhului cu firea pământească să ascultăm de Duhul. Pentru că noi decidem, noi decidem rezultatul luptei, eu decid dacă ascult de firea pământească sau dacă ascult de Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să ascultăm de Duhul Sfânt. Amin. Și ultima luptă la care vreau să mă opresc, ultima luptă a Duhului Sfânt, este lupta cu diavolul. FSN 6, avem pasajul luptei cu diavolul, acolo spune, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Această luptă cu diavolul, noi folosim sabia Duhului care e cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu nu știu cuvântul lui Dumnezeu, dacă eu nu citesc, dacă nu memorez, dacă nu meditez, eu cum mă lupt cu diavolul? Diavolul mă doboară! De aceea trebuie să fim creștinii care folosesc sabia Duhului Sfânt. Adică cuvântul lui Dumnezeu în lupta cu diavolul. Poate nu m-ați gândit că în lupta cu diavolul noi trebuie să folosim această sabie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în fapte 10 cu 38 cum Dumnezeu uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret care umbla din loc în loc făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Sub ungerea Duhului Sfânt Iisus vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul. Să știți, să știți că și astăzi, sub ungea Duhului Sfânt, sunt vindecați cei apăsați de diavolul. Pot să fie apăsat sub multe forme. Sunt oameni care nu prea pot dormi, apăsați de diavolul. Au coșmarul noaptea, sunt apăsați de diavolul. Fie ca această ungea Duhului Sfânt să-i libereze. Amin. Să fie vindecați în numele Lui Isus. Luptele Duhului Sfânt sunt lupte valabile și astăzi. Fie că e vorba de lupta pentru voia lui Dumnezeu, fie că e vorba de lupta pentru Isus Hristos, lupta pentru om, lupta pentru biserică, lupta pentru națiuni, lupta cu firea pământească, lupta cu diavolul. Duhul Sfânt se luptă. Duhul Sfânt este o persoană luptătoare. Este un paraclet, un apărător care se luptă. De la Rusalii, Duhul Sfânt este cu biserica în permanență, până la răpirea bisericii. Și Duhul Sfânt se luptă să fim alături de Duhul Sfânt în aceste lupte. Să fim părtași la biruințele Duhului Sfânt în aceste lupte. Și fie ca atunci când vom ajunge la capătul vieții să ne bucurăm, mulțumesc Duhului Sfânt că ai luptat. Mulțumesc că am putut lupta împreună cu tine. Amin.